Aici, vocea libertății. Idei pentru România deșteaptă. Genul ăsta de întrebări. Cum am putea să interpretăm gesturile iubirii adevărate? Cum să le identificăm, bănuiesc? Asta e întrebarea. În primul rând, gesturile iubirii sunt firești. Firescul iubirii nu cred că trebuie comentat. E ziua ei, e ziua lui, ești atent, ești prezent. Un gest, un cuvânt, un mic semn, o carte, o floare, aceste lucruri sunt parte din gramatica iubirii între bărbat și femeie, o iubire, aș spune, pe care o găsim și în alte culturi și civilizații. Cred că o carte care ne poate ajuta să descoperim aceste gesturi este Micul Prinț de Antoine Saint-Exupéry, cel care ne vorbește despre îmblânzire. Există ritualuri ale îmblânzirii. Trebuie să te apropii de celălalt, nu într-un mod brutal, și pentru asta trebuie să știi să faci o invitație, trebuie să știi cât durează prima întâlnire, cât durează a doua. Să nu arzi etapele, il faut pas brûler les étapes, cum spune francezul. Și apoi, cred că e important ca să existe o stimulare a acestor sentimente cu orice altă ocazie exterioară. Sunt câteva gânduri pe care le-am legate de gesturile iubirii adevărate. Cu siguranță mai există un moment pentru orice relație, repet, experiența suferinței. Și nu trebuie să mergeți la închisoare, unul dintre dumneavoastră, ca celălalt să demonstreze că vă iubește. Sper că e limpede asta, da? O suferință, o cădere, o absență. Sunt astăzi momente complicate pentru dumneavoastră, tinerii. Vreți să fiu deschis? Vreți să fiu mai explicit? Vă spun dacă vreți. Șomajul. Eu sunt conștient de lucrul ăsta. 25% pe hârtie, în realitate mai mult, din tineri suferă de șomaj. Degeaba vorbim noi aici despre iubire și nu ne uităm la realitatea concretă. Da, tinerii astăzi au mai puține stimulente să își construiască o familie decât era cazul acum 40 de ani. E un fapt. Politicile sociale ale statului nu sunt orientate spre dumneavoastră. Ați auzit cumva că punctul de pensie se modifică, nu? Ieri. Eu am auzit. Ați auzit ceva despre dumneavoastră? V-a băgat cineva în seamă pe dumneavoastră într-o decizie a guvernului? Nu. Pentru că dumneavoastră mai puteți aștepta și pentru că puteți sta cu părinții și la 35 de ani și pentru că puteți să stați și într-o garsonieră, nu trebuie să stați într-un apartament cu 3 camere, adică cum 3 camere? Să fim serioși. Cineva ne sacrifică tinerii astăzi. Și atunci ce se întâmplă? Sacrificând demnitatea tinerilor, bătându-ne în joc de oportunitățile tinerilor în această țară, nu mai avem familii. Și ne mai avem familii, nu mai avem copii. Și ne mai avem copii, vom importa copiii altora sau familiile altora. Pentru că așa vrem noi să avem un stat în care contează, în primul rând, conversația despre pensii. Eu respect, pentru că am în familia mea pensionari, nevoia pensionarilor de siguranță. Dar nevoia unei națiuni de tinerețe și de copilărie la fel de mare? Sau poate chiar mai mare? Prin urmare, realitatea e mult mai dură. N-am vrut să ajung aici. Dar e mult mai, înțelegeți? Mult mai concretă realitatea decât enunțurile noastre generice. Iubești pe cineva care n-are un job. Ce faci? Sau iubești pe cineva care are un job bun și care job e pierdut în 3 luni. Ce faci? Își pierde jobul. Nu mai are 2, 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni, nu mai are resurse, nu mai are bani, nu mai poate să-și permită un ceai măcar. Ce faci? Îl abandonezi? E o întrebare, în opinia mea, la fel de legitimă ca întrebările celelalte care au fost foarte sentimentale și foarte spirituale. Dar îl abandonezi e un răspuns, rămâi alături de el e un alt răspuns. Și cred că testele pentru dumneavoastră nu sunt ușoare. Și vă spun cu infinită prețuire. Vă spun ca dascăl, sunt profesor, întotdeauna mi-am dorit întâlnirile cu tinerii și am iubit și am prețuit întâlnirile cu noastră, am studenți și dumneavoastră sunteți studenții mei adoptivi, dacă îmi permiteți, dar mi-e greu să accept
ce se întâmplă astăzi în România din punctul de vedere, repet, al tratamentului pe care îl primiți dumneavoastră în fiecare zi. Și atunci, răspunsul la aceste provocări trebuie să fie unul și prudent și realist. Ce facem împreună? Cum ne construim această relație? În ce punct ne asumăm un destin comun? Și cred că trebuie dezvoltate și anumite planuri de viață. La un moment dat trebuie să și planifici. Și Mântuitorul are niște cuvinte despre ce înseamnă să dai o bătălie, de pildă, și să mergi la acea luptă cu oastea numărată. Nu? Nu așa doar cu niște proiecții despre o victorie oarecare. Există deci și anumite exigențe concrete. Dacă ți-l dorești pe celălalt alături de tine, fă un plan să vezi cum anume s-ar putea desfășura viața voastră în următorii 3, 5, 7, 10 ani. Și atunci cred că o altă virtute, care este prudența, înțelepciunea asta practică, se impune într-o relație de iubire.